Așa cum spectatorii au cerut, facem un tur al cafenelelor Parlamentului European. Un loc foarte important, pentru că aici se discută diverse înțelegeri, se negociază amendamente, se negociază texte de lege. În spatele meu este prima, nu e chiar cea mai răsărită, este la etajul 3, în mijlocul drumului, oarecum, pe pasarela de trecere. Mai sunt încă 3 de care știu eu, s-ar putea să mai fie și altele nedescoperite. Am ajuns acum la al doilea parlament, hai să zicem cafenea. Este numit Mickey Mouse și e faimos. Numele ei se trage de la tabloul cu Mickey Mouse, care este îmbrăcat în peretele din spatele meu. Este una din cele mai confortabile cafenele, oarecum din cauza poziției, scaunelor și spațiului oferit. Plus că aici nu se trece cum era pe pasarela de la etajul 3. Nu există balcoane unde se poate ieși sau cel puțin nu se dă din curse, nu se dă din stradă, se poate.